ultima mărturie a mamei celor două fetițe de 10 și 12 ani, răpite și violate de prietenul tatălui lor, un muncitor de acolo din sat care venise să lucreze la asfaltare, pe care îl primiseră în casă, l-au pus la masă, i-au dat o cafea și el a venit și le-a luat la un grătar și nu s-a mai întors cu ele. Ei bine, iată ce spune mama, spune că le-a dat o sticlă cu bere și niște țigări pentru a lăsa fetele să meargă cu el la grătar. De dimineață n-am putut să mă dau jos din pat și acum nu-i sunt în regulă. Amețesc, vomit într-una, de mâncat nu pot să mănânc. Fetițele, știți cum se simt acum? Nu știu, am sunat astăzi la un număr care mi-a dat și a zis că azi e duminică și femeia nu e acolo. A zis că pe mâine dacă e. Îl cunoaște de vreo 3 săptămâni și s-a împrietenit cu soțul meu, nu. Și lucrea aici, pe stradă, punea pavaje. Și apoi nu, zice, nu-mi face o cafea, doamnă. Zice, mă duc eu să-ți cumpăr o pungă de cafea și un zahăr. Nu, și-a adus, i-am făcut cafea, i-am dus afară la poartă, după aia a mai venit pe la noi. A mai adus niște pulpe ca să face mâncare, că a vrut să facă grătar atunci, dar n-a putut. Și seara a venit cu un bidon de bere la noi și un pachet de țigări și zice, doamnă, zice, nu lași fetele să vină până la noi să facem un grătar. Și zice să joacă și cu copiii ăia, că mai sunt copii pe acolo, unde stătea el. Și noi câteodată am zis că nu. Și după aia ne-am hotărât amândoi, zic, hai să meargă 2 ore, nu. Și 2 ore s-a făcut. Am sunat la telefon, închis. Toată noaptea am sunat. Și la 11, și la 2, și la 4, nimic. După aia mi-am dat eu seama, s-a întâmplat ceva. De ce ați așteptat totuși o noapte? Sunt aproape 10-12 ore în care puteau fi găsite mai devreme. Am zis că vine acasă, vine acasă. Da, dacă da. Mergeam atunci la el, îmi dădea în cap. Ia-n cap, bucur. Cine? Că zicea că are 2 topoare în mașină, cuțit.